Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta și dorim, așa cum ne-a rugat, să fim sprijiniți în Casa Sfântă, în lucrarea sa. Astăzi, lecția nouă, natura bărbatului și a femeii. Potrivit Scripturilor, înțelegem că ființa umană a fost creată în dualitate, bărbat și femeie, cu scopul uniunii lor, a relației dintre ei, a împlinirii reciproce și prin asta a împlinirii scopului și voii lui Dumnezeu. Iată ce citim în Cartea Genesa, capitolul 1, versetele 26 la 28. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Așa cum știți, creația a diferit prin însăși execuția lucrării. Într-un mod diferit a fost creat bărbatul și apoi femeia. Cât despre scop, scrie în versetul următor, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Ori este foarte clar că fără existența celor doi, fără aportul fiecăruia dintre ei scopului Dumnezeu pe pământ, fericirea temporară și apoi perspectiva eternă a fericirii în Împărăția lui Dumnezeu nu ar fi fost posibil. Aceste aspecte, noțiuni sunt foarte importante pentru că noi înșine, fiecare dintre noi, ca bărbați sau respectiv femei, trebuie să ne cunoaștem statutul nostru, stilul nostru, dar și cel al partenerului. Pentru a putea împleti puterea masculină cu tandrețea feminină. Astfel, Biblia prezintă drepturi și îndatoriri pentru fiecare din cele două ființe care împreună compun familia. În vederea realizării idealului divin și uman, avem și noi dorințe, are și Dumnezeu un plan. Dacă ne înțelegem fiecare partea și felul în care familia poate să împlinească această binecuvântată lucrare a lui Dumnezeu, totul va fi bine. Apostolul Pavel, vorbind despre familie, scria în 1 Corinteni, capitolul 7, în mod concret despre responsabilitățile fiecare dintre ei, în mod deosebit în raport cu celălalt, că noi avem îndatoriri și față de societate, dar acum vorbim despre relația soț-soție. 1 Corinteni 7, versetele 3 și 4, bărbatul să-și împlinească față de nevastă. Deci, ce te privește pe tine față de ea? Și respectiv, în dreptul ei, de asemenea scrie, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Și prezintă în continuare felul în care și din punct de vedere fizic are control și stăpânire unul asupra celuilalt. Apoi, extinzând acest aspect și la domeniile materiale, scrie aici în versetul 33, cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Deci iată cum te raportezi și în cele materiale la partenerul de viață. La fel și pentru partea feminină, versetul următor, cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Deci nu numai că cei doi se pot ajuta, dar această împlinire reciprocă trebuie să se realizeze într-o stare de bucurie, cum să placă celuilalt. Adam și Eva au fost așezați în Eden, dându-li se dreptul să guste după plăcere și împreună, în bucurie, în fericire, să se împlinească reciproc și, cum spuneam, să împlinească scopul Creatorului.
Vorbim mai întâi despre natura bărbatului, cel care a fost creat întâi, așa cum zicea Apostolul și cum știm din Genesa. Există câteva aspecte specifice date de combinația cromozomilor, adică a felului în care, din punct de vedere genetic, Dumnezeu a structurat bărbatul. Aceste accente nu aparțin voinței bărbatului, că el vrea să fie așa. Nici educației, nici felului temperamental. În mod general, ele sunt semănate în bat prin creație. Atunci când Dumnezeu decide ce se va naște un băiat sau o fată, îl amprentează cu aceste aspecte specifice masculine sau feminine. În această idee menționăm că bărbații au cu 50% mai mult forță brută decât o femeie, pentru că Dumnezeu i-a înzestrat cu putere fizică, ei sunt mult mai rezistenți la efort, apoi sunt mai perceptivi din punct de vedere vizual. Dar, datorită specificului masculin, diavolul a influențat aceste calități, le-a pervertit acolo unde a reușit asta și astfel se constată că bărbații sunt mai vulnerabili la anumite păcate, diferit de către femei. Astfel, ei sunt mai slabi la poftele trupești, tocmai legat de această percepție vizuală care este un avantaj atunci când omul este curat și sănătos, dezavantaj atunci când se îmbolnăvește sub ispita păcatului. Potrivit statisticilor la nivel mondial, după această patimă, bărbații păcătuiesc la capitolul lenevire. Eu chiar m-am gândit că leneșul din cartea Proverbele pare a fi un bărbat. La ură, la mânie, amintiți-vă că Apostolul spunea ca bărbații să ridice spre cer mâini curate fără mânie, pentru că este o predispoziție masculină datorită forței și rolului de autoritate pe care îl are să se deschidă în fața acestei provocări demonice și să se manifeste în mod tulburător uneori. Alte păcate, alte vicii la nivelul bărbaților, mândria, invidia, lăcomia. Astea spun statisticile. Acum vă spun ce scrie în Biblie, Proverbe 30, sunt multe texte, am ales doar două. Versetele 3 la 5. Proverbe 31. Nu-ți da femeilor vlaga. Iată că statisticile surprind adevărul și desmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților lui nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umple după băuturi tare. Ca nu cumva bând să uite legea și să calce drepte tuturor celor nenorociți. Un alt pasaj, Tit capitolul 3, trei versete din scrierile Apostolului, Tit 3, 1 la 3. Adu-le aminte să fie supuși stăpânitorilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe, față de toți oamenii, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Să păzească Domnul toți bărbații din adunare de aceste vicii și să nu câștige diavolul nimic pe tema slăbiciunii bărbatului. Natura bărbatului trebuie să se evidențieze prin capacitatea și rolul pe care Dumnezeu l-a dat prin creație și care are în vedere viziunea, proiectele, planurile, instinctul de a conduce
Și nu numai. Bărbatul trebuie să fie și conducător și executant. Pe lângă aceste calificative de conducere, bărbatul este înzestrat prin creație și dragostea la nivel de familie îl determină în mod puternic ca să ocrotească și să muncească. Un astfel de păstor va fi, de bărbat va fi un adevărat păstor al casei sale. Iată ce ne spune Scriptura în ideea aceasta, citesc mai întâi din Vechiul Testament, Exod capitolul 21, versetul 10. O condiție necesară pentru un bărbat în raport cu soția lui, dreptul ei de hrană, de îmbrăcăminte și de soție. Deci un bărbat nu poate pretinde drepturi fără a-și vedea rolul și îndatoririle sale. Era datoria lui să-și hrănească nevasta și să o îmbrace. Și în Vechiul Testament, o îmbrăcăminte, de exemplu, nu era chiar atât de ieftin de procurat. Era o muncă. Știți, o haină de schimb însemna ceva. Pe când acum garderoba oamenilor este plină. Trecând în Noul Testament, citesc din Efeseni capitolul 5 un text foarte consistent în care apostolul vorbește bărbatului despre capacitatea și rolul său potrivit naturii sale specifice. Efeseni 5, 25-30. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, să înfățișeze înaintea lui, vedeți, viziunea bărbatului. Trebuie să se gândească la mântuirea nevestei, la veșnicie și să-și propună să lucreze la mântuirea soției lui, la desăvârșirea ei, să fie fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta ce sfântă și fără prihană. Apoi, celelalte aspecte legate de ocrotire, de muncă, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevastă, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Doamne, ajută! Un astfel de bărbat este cu adevărat un bărbat potrivit menirii, potrivit specificului cu care Dumnezeu l-a creat și l-a înzestrat. Dacă ne-am uitat în lumea animală, partea masculină are rolul ei, cea feminină, specificul ei. Uneori se întâmplă că viețuitoarele își înțeleg mai bine rolul decât oamenii, pentru că sunt și oamenii responsabili, care vor să ia doar ceea ce le place, ceea ce îi avantajează din dreptul lor de bărbat sau de femeie. Un alt pasaj biblic referitor la bărbat, 1 Timotei capitolul 5, versetul 8, unde deși nu îl menționează concret, cred că se referă în primul rând la bărbat. Analizați. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci este absolut necesar ca un bărbat să îngrijească de soție, de copii, de părinți, spune contextul de aici. Așa după cum putem citi tot în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 5, vorbind concret bărbaților, să-și cârmuiască bine casa, că dacă nu cumva îngriji de biserica lui Dumnezeu. Deci este de datoria soțului să îngrijească, să-și joace rolul de păstor. La acestea mai adaug un verset din 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, care vrea să le încununeze pe cele de până aici. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Deci nu-i suficient să îi dai cele necesare,
să o scrii pe nevastă-ta și pe copii la porție și să le spui că ai protejat casa cu un sistem de securitate. Trebuie să faci asta cu toată amabilitatea, în așa fel încât cei ce se bucură de serviciile tale să poată fi fericiți. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. De aceea zice în 1 Corinteni 13 că și chiar dacă ți-ai dat trupul să fie ars și nu o faci cu dragoste, nu-ți folosește la nimic, asta e valabil și la nivel de familie. Sunt bărbați care trudesc, dar care nu se poartă cu înțelepciune. Le sunt împiedicate rugăciunile, nu au rezultate și nici nu este notată în mod pozitiv activitatea lor pentru că nu este întreagă. Nu are un curs și o finalitate binecuvântată. De aceea, fiind vorba de înțelepciune care le dă sens la toate, să ne rugăm, cum zicea Iacov, Doamne, dă-ne-o! Ca astfel să putem să îndeplinim rolul nostru binecuvântat. Trecem acum la a vorbi despre natura femeii și eu ca bărbat trebuie să vorbesc doar teoretic, că doar n-am simțit vreodată ce simte o femeie. Totuși, viața de familie ne îngăduie în parte să avem parte de simțirile unei femei. Și în cazul dumneavoastră sunt aspecte specifice ale combinației cromozomilor care vă dictează în mod natural anumite particularități. De aceea femeile sunt mai romantice în general, au mai mare vitalitate și durată de viață cu 4-5 ani în medie. Asta valabil pe tot pământul. Au hormoni și glanda tiroidă mai active, de aceea emoțiile sunt mai oscilante, în a zâmbi mai ușor, uitați-vă numai în adunare dacă vreți, să vedeți ce repede și ce des zâmbesc surorile și ce rar zâmbesc bărbați. De asemenea, puneți un frate să se roage și respectiv o soră și veți vedea că mare har să aibă fratele să se roage, pe când la sora, în mod natural, te poți aștepta să se roage cu lacrimi. De la aceste diferențe și aspectele fizice diferite, știți, bărbații au barbă, femeile nu au, pentru că așa sunt create, au metabolismul mai lent și stările de oboseală mai frecvente. De aceea eu consider că un bărbat n-are ce sta ziua în pat, numai dacă e bolnav. Pe când pentru o femeie, în mod special una care are copii, este normal ca pe parcursul zilei să aibă nevoie de un timp scurt de repaus pentru a se relansa apoi în acele nesfârșite activități gospodărești, de exemplu. La capitolul păcate au și femeile domeniile lor unde sunt mai expuse. După statistici, și asta nu e greu de văzut, femeile sunt cel mai vulnerabile la capitolul mândrie. Apoi urmează invidie, ură, pofte trupești, lene. Dar să citim câteva referințe biblice care evidențiază aceste posibile slăbiciuni. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 9 și 10. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Vedeți cu ce începe? Cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine, femeilor care spun că sunt evlavioase. Ispita cosmetizării a celor trei domenii de expunere exterioară care sunt menționate și în 1 Petru, capitolul 3, a fost și este încă o ispită puternică la capitolul feminin. 1 Petru 3, citim de la versetul 3.
Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Bărbații se iau și ei după modă, dar eu n-am văzut decât frizerie și atât. Pe când la capitolul feminin, câte aspecte de așa zise înfrumusețare, coafură și altele există. Pentru că ele au tocmai slăbiciunea asta care apoi îi ispitește pe dumnealor. Nu e vorba de frații din adunare, de bărbați. Pentru că diavolul știe să le întâlnească slăbiciunile, să creeze cele mai păcătoase combinații. De aceea sfatul în continuare este să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui blând și liniștit care se dea mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împotriveau de unor sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și le-au supuse bărbaților lor ca Sara, care este dată ca exemplu. Mă întorc la 1 Timotei capitolul 5 pentru a observa alte slăbiciuni feminine și, stimate surori, imaginați-vă că sunteți la un medic și vă diagnostichează așa cum se cuvine. Cuvântul Dumnezeu ne radiografiază corect și ne dă și tratamentul necesar. 1 Timotei 5, citesc de la versetul 11. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să mărite din nou. Versetul 13. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Sfatul pentru evitarea acestor atitudini și stări păcătoase e versetul următor. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Amin. Stimate surori, ați înțeles sau ați reanalizat încă o dată punctele slabe, să vă dea Domnul izbând în toate acestea. Dumnezeu a creat femeia nu să fie o ispită pentru bărbat, ci să fie un ajutor. Nu să fie un necaz pentru familie și o provocare pentru societate, ci o binecuvântare. De aceea vreau să rețineți acum care este capacitatea și rolul femeii prin natura ei, din creație. Femeia este dotată cu devotamentul de ajutor și de împlinire pentru soț. E exact ceea ce îi lipsește bărbatului. Femeia are calități unice, aș spune, în îngrijirea familiei și creșterea copiilor. De aceea femeii este dat în mod deosebit să se realizeze la nivel de familie, tocmai prin atașamentul față de cei din casă. Ajutorarea, slujirea soțului, asta nu înseamnă robie, ci înseamnă completarea lipsurilor lui și totodată prin educația copiilor, în care mama are un rol special. Aceste lucruri aparent mărunte cer pasiune și profesionalism și acele aspecte specifice pe care le are femeia tocmai o ajută să le îndeplinească întotdeauna cu succes, zi de zi. Iată câteva versete care evidențiază aceste adevăruri. Citim din Proverbe 31 și între timp ne reamintim că Dumnezeu a creat pe Eva ca să-l ajute pe Adam. Deci nici bărbatul desăvârșit nu se descurcă singur, dar bărbații ăștia care nu-s desăvârșiți, ei au nevoie cu atât mai mult de ajutor. Nici în rai nu s-a descurcat Adam fără Eva, dar pe pământ. Proverbe 31, citim de la versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Este mai de preț decât mărgăritarele, vedeți cât de necesară este. Ce nevoie are bărbatul de ea? Inima bărbatului se încrede în ea și induce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Acest ajutor permanent, zi de zi.
În continuare sunt redate câteva aspecte potrivit preocupărilor gospodărești de atunci, referitoare la munca în casă, la activități gospodărești legat de argați, cum era atunci, de grădină, și toate astea fac ca bărbatul să fie realizat și nu numai el, familia, copiii. Versetul 23, bărbatul este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. De ce? El capabil? Nu. Nevastă sa îl face capabil. Este ca și în întâmplarea aceea când un bărbat și o femeie se plimbau și au întâlnit pe un fost coleg al femeii care o curtase în tinerețe. Bărbatul bucuros că acum fata asta de atunci e soția lui, zice, vezi, ce bine că te-ai măritat cu mine, ești nevasta primarului, altfel ea l-a lăsat puțin, apoi a zis, ia gândește-te puțin, tu ai fost primar înainte de a ne căsători sau după aceea? Dacă mă căsătoream cu el, putea să fie el primarul. Bărbatul acesta a fost evidențiat de către consilierii de atunci, bătrânii de la poartă, după ce era însurat. Totodată această femeie s-a evidențiat în raport cu copiii, pentru că scrie aici, versetul 27, ea vechează supra celor ce se petrec în casa ei, nu-i leneșă, fie se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laute zicând, când bărbatul și copiii îți vor mulțumi și vor recunoaște aportul ce l-ai avut în viața lor, să știi că ți-ai împlinit menirea. Înseamnă că ți-ai jucat rolul așa cum se cuvine. Să citim și din Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15, unde este evidențiat rolul femeii potrivit naturii ei în raport cu copiii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc în smerenie, credință, dragoste și în sfințenie. Patru aspecte foarte importante, despre care, dacă ne va ajuta Domnul, vom vorbi cândva la o slujbă de binecuvântare a copiilor. Vă rog să vă reevaluați atitudinea sub aceste patru atribute. Dacă sunteți suficient de smerite, dacă aveți credință, pentru că altfel vă scade energia, n-aveți capacitate. Dacă aveți dragoste, să o faceți cu pasiune și dacă țineți la sfințire. Acestea patru creează un echilibru feminin pentru o mamă. Întoarcem o pagină și citim și capitolul 5, versetul 10, ca să vedeți ce carieră poate să aibă o femeie potrivit naturii ei la sfârșitul vieții. M-au zis ce dosar bogat de pensionare aici. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. O femeie a cărei activitate s-a extins încă în afara perimetrului familiei. Asta evident după ce și-a îndeplinit slujba în casă, pentru că mai există unele care cred că sunt chemate să exercite o influență în societate și să facă în lume o carieră, uitând că terenul important este cel al familiei. Întâi să fi crescut copii și apoi să fi ajutat și să fi slujit și altora. Să vă dea Domnul harul să vă puteți împlini menirea. Dacă ar fi să ne gândim, nu știu cum calculează Dumnezeu, cu ce coeficient de răsplată va fi premiat un bărbat la sfârșit și respectiv o femeie. Oare câte puncte pune Dumnezeu la o femeie la naștere? Noi, în schimb, ați văzut ce avem de făcut. Ca și noi să acumulăm puncte.
Pentru că în final, moștenind împreună harul vieții, fiecare jucându-și bine rolul, potrivit cu natura în care a fost creat, că nu poți să îți schimbi rolul, oamenii încearcă în visările lor, nebunești, dar nu pot face asta decât superficial. Acum însă, după ce am văzut în parte care este natura bărbatului în rolul său de coordonare și îngrijire și respectiv natura femeii cu specificul ei de completare a ceea ce are de îndeplinit bărbatul, vreau să spun câteva noțiuni despre natura individului, pentru că vedeți dumneavoastră, nu toți bărbații sunt la fel. Noi toți suntem urmașii lui Adam, dar Adam ca fiecare dintre noi a fost. Că noi suntem tare diferiți. De asemenea, dumneavoastră sunteți urmașile Evei, dar care semăna și cel mai bine cu Eva? Știți cum se spune uneori în familie, uite, asta e, seamănă tare bine la mamă sau la bunică sau cum vorbește, cum ia lucru, toate. Noi oamenii avem temperamente diferite. Sunt considerate de înțelepciunea umană, de clasificarea ce este în prezent, o gradație, o structură de temperamente, 4 la număr. Însă ele nu sunt specifice în mod absolut unei persoane. De exemplu, cele 4 temperamente, coleric, sanguinic, flegmatic și melancolic, nu se regăsesc, de exemplu, nu avem un bărbat sau o femeie care să fie 100% coleric. Puțin probabil să întâmple așa ceva. Temperamentele se regăsesc în fiecare individ în proporții. Sunt proporții de temperamente extrovertite, primele 2, oamenii care se impun, care ies în evidență, așa ca Petru. Petru cu siguranță n-a fost un melancolic. Melancolicul este ascuns, vorbește ultimul dacă insiști, sau poate mai degrabă plânge și dacă insiști vorbește. Pe când sanguinicul, de exemplu, el este primul care iese în evidență, trebuie să rog să aștepte. Există însă aceste împletiri temperamentale, te poți aștepta la un om cu procent majoritar sanguinic, care tot timpul zâmbește, este prezent între ceilalți, reușește să-i mobilizeze, să aibă stări de melancolie. Să zic așa, să aibă o zi pe săptămână în care, am zis și noi că de la schimbatul de presiune atmosferică și de la vreme astăzi nu informă. S-am auzit pe cineva spunând, azi n-am chef de vorbă, dar restul e foarte vorbăreț. Aceste diferențe sunt date de la împletirile temperamentale. Însă, în general, fiecare dintre noi are un temperament majoritar. Astfel se pot observa unii oameni care sunt colerici. Aceștia sunt cei cu stil autoritar, foarte întreprinzători, cu acțiuni rapide. Ăștia, imediat, se avântă într-o afacere, fac o firmă, sunt curajoși, adună oameni, ăștia sunt buni de lideri de sindicat, dar și de adunare, respectiv dacă sunt pocăiți. Așa sunt făcuți ei. Pentru ei este foarte ușor să se arunce în luptă. Sunt curajoși, plini de îndrăzneală, reușesc să controleze oameni. Există și aspecte pozitive are acestui stil. Unii consideră că Apostolul Pavel a fost coleric în proporție majoritară. Dar vă rog să vă gândiți, sunt și aspecte negative. În îndrăzneala lui Pavel a făcut mari greșeli. Pentru că în inițiativa lui nu s-a oprit la Ierusalim, a vrut să meargă până la Damasc. Dar și când a trecut în partea pozitivă, a reușit să ducă după el biserici întregi. O echipă de lucrători. Avea proiecte, planuri să facă. Cel de-al doilea tip temperamental, cel sanguinic,
se evidențiază prin puterea de influență, prin verbalizare, prin entuziasm, prin flexibilitate. Oamenii aceștia se observă prin stilul lor foarte sociabil, foarte prietenos. Ei sunt buni. Adesea cred eu că și cu acest tip temperamental sunt prorocii aceia foarte impulsivi, care țâșnesc și vorbesc și e bine că fac așa. Numai că dacă avem de-a face cu un sanguinic firesc, ăsta o ține toată ziua în bancuri. E pus pe glume, pe distracții. Stilul se păstrează ca natură, dar depinde de pasiuni, de activități, de ceea ce vă voi spune imediat în continuare. Un al treilea tip temperamental, cel flegmatic, este caracterizat prin fermitate, prin stabilitate, consecvență, în opoziție cu tipul coleric și sanguinic. Flegmaticul respinge schimbările bruște. El este foarte stabil, de înțeles, de cuvânt. Îți trebuie timp să-l lămurești. În schimb, poți să ai încredere în el. Astfel de oameni sunt buni de regulă de contabili, de secretari, pentru că ei știu să-și facă misiunea lor zi de zi, nu se plictisesc. Aceeași matematică. Numai că dacă ar fi toți așa, nu s-ar mai fi inventat niciodată nimic. Ei ar fi fost foarte consecvenți în stilul clasic. Și aceștia au la rândul lor aspecte pozitive și negative, că e bine să fii constant, ții la credință. Dar poți să fii închiși. De exemplu, imaginați-vă un frate care nu are experiența lucrărilor Duhului Sfânt. Un temperament flegmatic. Eu așa am primit, așa țin, mă tem, sunt riscuri. Cel sanguinic va primi Duhul Sfânt la prima stăruință. Pe când acest tip trebuie să stăruiască mai multe zile. El nu se poate deschide, nu plânge repede. Își măsoară toate vorbele ce le spune și mai greu este accesibil lucrărilor spontane, supranaturale. Ultimul tip temperamental, cel melancolic, cuprinde oamenii care simt nevoia de grup, dar în același timp au nevoie de singurătate și liniște. Aș putea spune că tipul acesta se aseamănă mult cu feminitatea. O femeie simte nevoia să fie ocrotită de un bărbat, dar în același timp are nevoie și de momente de liniște, în care să se degajeze. Trebuie să înțelegem și pe astfel de oameni. Mulți melancolici au fost buni poeți, pentru că au avut timp pentru meditație, o minte în care s-au sedimentat lucrurile, pe când la sanguinică azi e aprovizionarea și azi e vânzarea. Dincolo de aceste aspecte care sunt specifice naturii individului, așa am fost creați, vorba aceea, am fost creați un original și nu putem muri o copie. Avem noi sforțări, dar nu se poate. Dincolo de acestea, se pune problema spiritualității, fie că e bărbat, fie că e femeie, pentru că altfel ați văzut, bărbatul într-un fel, femeia într-altul, ba mai mult, ai de-a face cu un bărbat cu un anumit temperament, femeia cu alt temperament, pune-i pe amândoi să meargă de mână, să păstreze cadența până la sfârșit și după ei încă o grupă, să nu piardă cadența. Problema cea mai importantă și de fond este spiritualitatea. Aici nu avem decât două categorii de oameni. Oameni duhovnicești și oameni firești. Aici este întrebarea în fond. Nu știu dacă în rai o să se mai reflecte temperamentele. Cu siguranță, natura bărbatului și a femeii dispare. Mântuirea este dependentă de spiritualitate. Cei spirituali pot ajuta pe cei slabi și, în mod special, la nivel de familie, trebuie să manifeste bunătatea și slujirea dragostei. Iată ce vă citesc din Tit, capitolul 2.
Aici scrie despre bărbați, despre femei, cum trebuie să tindem noi spre desăvârșire, spre acea maturitate, indiferent de natura și de temperamentul nostru. Tit 2:2 spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vreni de cinste, cumpătați, indiferent că e un sanguinic care se aprinde imediat sau un melancolic care nu se pornește. Sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o portare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Și în mod deosebit să se ocupe de cei mai tineri, de femeile mai tinere, să le educe pentru a fi cumpătate, cu viața curată, dedicate familiei. Apoi versetul 6, sfătuiește pe tineri, dându-te exemplu să fie cumpătat, să trăiască în curăție, vorbire sănătoasă. Adică indiferent de stilul nostru, pentru că am auzit oameni care spun, lasă-mă în pace, așa e felul meu. Măi, nu mai striga, i-am spus cuiva, asta e vorba mea. Altul intră într-o stare de supărare și nu-l mai poți prinde într-o lucrare. Și el poate să spună, eu sunt apăsat, sunt întristat, câteva zile să mă lași în pace. Dacă ești duhovnicesc, trebuie să-ți controlezi toate acestea, să te lupți cu ceea ce este negativ în tine, pentru ca să poți tinde spre desăvârșire. Amin? Asta e foarte important. În dragoste trecem peste toate acestea. Poate unui bărbat îi vine potrivit naturii sale să fie poruncitor și nu-și mai suportă nevastă. În aceste condiții, dragostea trebuie să intre pe rol și să te maturizezi în așa fel încât să suporți pe celălalt, ba chiar mai mult decât să-l suporți, în iubire să-l ajuți. S-a prezentat toată la un rabin, un bărbat și a zis, nu mai rezist, nu mai pot trăi cu nevastă. Vroia să primească o dezlegare, să divorțeze și rabinul i-a zis, da, se poate proceda la divorț în regim de urgență, da. Și rabinul a zis, stai puțin, astăzi tu trebuie să divorțezi de femeia imaginară din mintea ta și de pretențiile tale. Tu ai vrea ca femeia să corespundă tiparului minții tale. Divorțe și tot astăzi recăsătorește-te cu nevastă ta reală. Așa cum îi, cu natura ei, cu temperamentul ei, ia-o, slujește-i și dovedește-i că ești un om educat după Tora noastră. Noi și mai mult învățați de Duhul Sfânt, după Vechiul și Noul Testament. Amin? Atunci se poate. Putem conviețui nu doar la nivel de familie, și de adunare. Când ne adunăm aici oameni cu diferite înclinații, pasiuni, dacă suntem duhovnicești, judecăm cu înțelepciune, ne îngăduim unul pe altul în dragoste, ajunge să simțim față de celălalt chiar căutând folosul altora, însă din nefericire există și oameni firești și asta se vede în mod cel mai pregnant la nivel de familie. Astfel de oameni trebuie educați și în viitor pot deveni buni familiști. În aceste condiții, slujirea trebuie să se împletească cu optimismul credinței. Poate vă gândiți unii, ei, ce ușor mi-ar fi mie să am un bărbat sau o femeie mai duhovnicesc, să mă tragă el pe mine, nu să-l trag eu pe el. Dragostea te poate ajuta să ai biruință. Iată ce vă citesc din Coloseni, capitolul 3, un sfat către cel care cu sinceritate recunoaște că mai are accese firești, dar și către partenerul de viață pentru a se ajuta împreună. Cred că cel mai grav e acolo unde sunt amândoi firești. Coloseni 3, de la versetul 5. De aceea omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ. Și începe cu cele grave, curvie, necurăție, patimă, poftă reală, comie, care este un chinar la idole. Asta este în evidență în familie. Versetul 8. Aspecte mai ușoare. Dar acum lăsați-vă toate aceste lucruri de mânie, vrășmășie, înregistrați așa ceva la nivel de familie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură, minciună,
Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Deci iată că și chiar pentru un om care s-a pocăit, dacă nu stăruie în lucrurile sfinte, nu se lasă călăuzit de Duhul, mai au loc asemenea manifestări. Cel puțin la nivelul gândirii sau a vorbelor, chiar dacă nu al faptelor grave. Unor astfel de oameni le spune, versetul 11, deci indiferent de origine, de natură, nu contează că e grec, că e iudeu, ba sunt alte pasaje în care spune bărbat sau femeie, în Hristos trebuie să se anuleze aceste origini, pe seama și pe vinora cărora punem slăbiciunile noastre, astfel dar ca niște aleși al lui Dumnezeu. Sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Să vă dau un exemplu. Moise a fost un om care a reacționat foarte rapid, a judecat pe loc, pe vinovat, a executat sentința și l-a și îngropat. Dar după ce a fost format de Dumnezeu în părtășii sfinte, și chemat la o slujbă, el a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Într-un moment de mânie, a spart tablele legii, dar n-a mai omorât pe niciun om, n-a mai lovit pe nimeni, ba dimpotrivă, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu cerând iertare pentru națiunea idolatră și răzvrătită. Deci se poate să renunțăm la aceste stări firești la nivel de familie și să ne îmbrăcăm cu calități duhovnicești, îngăduiți-vă până și celălalt se ridică, se maturizează. Și mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Amin. Dragii mei, bărbați sau femeie, de orice tip temperamental, trebuie să devii duhovnicesc. Să te lepezi de cele rele, să-ți controlezi ființa și să se vadă în viața noastră trăirea Domnului Hristos. Cândva m-am gândit, oare Domnul, ce structură temperamentală a avut? Nici nu se vede, pentru că a fost plin de Duh. Se ascund temperamentele, chiar dacă ele există, dar nu mai sunt evidente. Omul duhovnicesc iese în evidență prin calitățile sale divine. Chiar dacă este foarte energic în raport cu ceilalți, își va arăta bunătatea, blândețea și aproape că nici nu se va ști ce temperament are, deși el este așa cum este, în natura lui. Dragii mei, în raportul dintre cei doi, la nivel de familie, spun asta în încheiere, reflectarea naturii unuia trebuie să satisfacă pe celălalt și dragostea unuia trebuie să îl împlinească pe partener. Vă citesc din cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, gândindu-ne că așa trebuie să fie în familiile noastre. Versetul 3, ca un măr între copaci și păduri, așa este preiubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui. Și rodul lui, aici vreau să accentuez, este dulce pentru cerul gurii mele. Adică, ceea ce creează soțul meu este exact ceea ce eu aș dori să consum. Rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. E ceea ce am eu nevoie. Sau capitolul 4, versetul 16. Scoală-te, crivățule, vine vântule de miază zi. Suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea, să iasă în evidență ceea ce are. Să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Deci ceea ce se naște dintr-o femeie, ceea ce emană ea, trebuie să fie exact ceea ce are nevoie bărbatul. Este grădina soțului tău sau a casei tale și împlinirea aceasta reciprocă trebuie să ofere celuilalt dorințele, nevoile lui. Și mă adaugă 7:12. Cu 10, scuzați. Eu sunt a iubitului meu. Avea nevoie de asta.
m-am dăruit. Și El dorește de mine. Adică în mod reciproc și El este o împlinire pentru mine, după cum eu sunt pentru El. Așa să fie. Amin? Și încă ceva, și asta e important, dacă ne îndeplinim rolul bine și avem un bărbat bărbat și o femeie femeie și amândoi creează o familie, prin aceasta vor fi efecte pozitive asupra adunării și asupra societății. În Vechiul Testament, în Cartea Judecător, capitolul 3, scrie despre niște familii care și-au ratat menirea prin îndepărtarea de la adevărul legii. S-au încuscrit cu cananiții și toată societatea evrească de atunci a fost afectată. Aceasta este ordinea. Răul sau binele se naște în familie, se dezvoltă în biserică și se arată apoi în societate. În vremea noastră nu societatea a falimentat, bisericile au falimentat, creștinismul este falimentar. Aceasta a dus la falimentarea societății laice. De aceea scria profetul Ieremia în cartea sa, capitolul 29, către evrei: fiți buni familiști, zidiți case, nașteți fii și fiice, urmăriți binele cetății, căci fericirea voastră târnă de fericirea ei, dar și corolare valabil, fericirea ei de fericirea voastră. Să binecuvinteze Domnul prin noi bisericile și societate. Să mai rămână puțină sare și lumină în lumea aceasta. Pentru că singura valoare într-o țară sunt sfinții. Ceilalți nu sunt decât ținte pentru diavolul și pentru mânia lui Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi și să ne bucurăm de menirea care Dumnezeu ne-a dat-o, fiecăruia individual, să fim fericiți de partenerul de viață, să ne putem înțelege unii pe alții cum suntem, să ne completăm, să ne fericim unii pe alții, pentru ca prin ceea ce rezultă din această unitate familială să fie binecuvântată și societatea din jur. Amin.